Amândoi sunteți de la 4-a? Da. Sigur? Asta e întâia. Într-a întâia, bă, de ce ai spus că este într-a 4-a, bă? Aici, bă. Așa ți-o zis iar să spui, nu? Bine, băi, dacă așa ți-o zis. Dar tu acu' ești? Al lui Dumitru. Al lui Dumitru. Păi, ai trecut într-a întâia sau într-a doua? Ia spune. Într-a întâia. Deci acum ești într-a da. Deci acum ești într-a întâia, da? Hai mă să vină încoace să stăm o leacă de vorbă. Vină încoace. Eu mai întâi să... Tu de-a întâia stai în mașină, că să nu te înțepe pe albine, da? Trebuie în mașină. Așa, tu stai în mașină. Numai tu stai cu mine. De-a patra, da? Să punem masca asta, că... Că e greu să nu te înțepe pe albine, să mi-e frică de chestia asta. Fii atent! Într-a treia ai învățat tabla mulțirii? Spune, ai învățat? N-ai învățat tabla mulțirii? Da. Dar adunare ai făcut-o? Până la 10? Hai, vină, coace. Hai că să discutăm așa. Ți-e teamă de matematică? Ei, spune, ți-e jenă că nu știi multe lucruri? Așa e? Spune da sau nu? Da. Da. Așa. Hai amândoi acum. Cât fac 7 plus 5? Ia să vedem, 7 plus 5. Poți să știi? Poți să reușești? Cum faci tu 7 plus 5? Hai să vedem, cum aduni 7 plus 5? Nu știi asta, domn profesor. Lasă-mă că trebuie să nu învăță. Uite, așa sunt viitorul țării noastre. Bază acolo, la cap, acolo, ușor. Așa, așa. 7 cu 5, hai să vedem. Dar 7 cu 3, hai să vedem dacă știi 7 cu 3. Cu 5 nu știi. Dar 7 plus 3, știi cât fac? Pronunță-te, zici tu așa, cam cât faci. Dacă e vorba, 7, știi cât înseamnă 7? Pe degete poți arăți 7 cât înseamnă? Ia, cu degetele. 7, cât înseamnă? Cât înseamnă 7? 3. Deci, cât înseamnă? Deci, 7, că să arăți 7-le, cum arăt? Arăți cu un pe degete cât înseamnă 7. 5, arăți, poți să-mi arăți cât pe degete cât înseamnă 5? 5. 5 mere. Cât înseamnă 5 mere? 5, pe degete. 5, 5 degete. Ai arătăm 5 degete. Care sunt? Astea, mă, băi, mare lucru. 5 degete, da? Așa. Și până la 7, cât ar mai trebui? Ca să ajungi la 7. Cât ar mai trebui? 2. 2, mă! Bravo, 2. Deci 2 degete, da? Și arată-mi acum. Așa, mă, dar cu toată convingerea. Deci, ăstea 5, mai trebuie 2 și ai făcut 7, da? Arată-mi 3 degete. 3 degete, da. Cât mai trebuie până la 5? Acele 3 degete. Până la 5, ca să completezi 5. Aia 2, aia 2. Deci 3 cu 2, nu? Deci 3 plus 2, 3 plus 2 este egal cu 5. Hai să învățăm astăzi adunarea până la 10. Vrei să învățăm asta? Vrei să învățăm până la 10? Da? E, așa, tu ai așa un moment de tristețe pe suflet, pe figura ta. Deși ești un băiețel foarte frumos, așa că ai și chip, dar când te duci la magazin și încerci să cumperi ceva, îți dă cât vrea el acolo restul, că tu nu știi să spui nimic. Așa e? Așa e? Spune. Asta este. Dar hai să scăpăm de necazul ăsta. Astăzi, până la 10, să învățăm operațiile de adunare și de scădere. Da? Uite, albinuțul vine și ne cercetează acum. Încă o dată. Cât fac 7 plus 2? 7 plus 2. Ia să vedem. 7, repede 7, cât înseamnă 7?
7 înseamnă așa, 5 de aici, nu? Și mai pui 2 de aici și ai făcut 7, da? Și mai pui încă 2 și cât a rămas? 1. A rămas 1 care din 10, că mâna asta și cu mâna asta, făceau împreună cât faci mâna asta? 5 și cu 5 cât fac? 9. 5 cu 5 fac 10. Un 5 și încă o dată un 5, așa, făceau 10. Dar acum 7-le alea și cu 2 fac 9. Da? 7 și cu 2, 9. Ai spus un răspuns bun. 9. Bine. Hai să mai facem încă o dată. Cât face 8 scăzut 1? Ia să vedem. 8 scăzut 1. Ia-ți 8. Ia deodată 8. Ce înseamnă 8? Așa, ca să ai 8. Ce înseamnă 8? Tu numeri 8-ul întâi, nu? Așa? Nu mă, zici 5-ul și cu 3-ul și ai 8. Deci nu trebuie să numeri până la 8. Ai înțeles tu? Deci trebuie să zici așa, 5-ul și cu 3-ul fac 8. Și dacă la 8 dai un deget deoparte, scazi 1 și rămâi 7, mă! Asta, ai tot timpul degetele cu tine. Și cu degetele trebuie să lucrezi foarte repede. Da? 7. Ei, cât fac 5 scăzut 1? 5 scăzut 1. Ia, 5-ul, ce înseamnă 5-ul? 5-ul, 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 deodată. Cât? Mânele, deci, sigur, degete la o mână. 5-ul. Și îți dă 1, deoparte. Așa, cât o rămas acum? 4. 4 bărbate. Gata. Așa trebuie să faci, socotele. Ia să vezi, 5 scăzut 3, cât face? 5 scăzut 3. Nu, lasă 5-ul la început și scade 3, deodată. 3. Așa, cât i-a rămas? Dacă ai dat 3, cât i-a rămas? 2. 2, mă! 2! Deci toate operațiile se fac cu degetele, așa, da? 5 scăzut 3 egal cu 2. Cât este 5 scăzut 2? Ia vezi, 5 scăzut 2. 5. 5-ul, așa. 5-ul, așa. Așa. 5-ul și deodată 2 limoi. Câte au rămas? 3. Au rămas 3. Da? 5 scăzut 2 egal cu 3. Da. Deci se poate să știi cu degetele. Ești cel mai tare cu degetele. Că dacă nu pui cu degetele, nu ai să știi nimic. La clasă cum se întâmplă acolo? Când învățătoarea face socotele, tu te uiți așa supărat, nu? Ești foarte trist în sufletul tău. Așa este. Hai să mai facem încă o dată. Ia să vedem noi. 10 scăzut 2. 10 scăzut 2. 10. Când ce înseamnă 10? Am în două mâinile, sigur că da. Și două le-ai culcat de la o mână. Numai două, da? Și acum ai 5-ul. Uite, 5-ul și cu 3. Cât fac 5-ul și cu 3? 8. O, băi, bravo. Ai văzut că poți? Poți, să știi că poți. Deci scăzut 2 egal cu 8. Dar 10 scăzut 4. 10 scăzut 4. 10 le ții mâinile așa, 10 așa ca mine. Am în două mâini, da? Și 4. La o mână îți faci 4. Pac! 4. 4. Pe astea 4 le-ai închis, da? Și câte au rămas? 6. 6, bărbați. Da? Ia să vedem. 9 scăzut 3. Ce înseamnă 9? Nu mai sunt toate degetele. Unul de așa, nu? Astea sunt 9, da? Deodată 9. Și scădem câte? Cât închidem? Câte spune să dăm deoparte? 3. 3. Așa, și rămâne 1. 1. Și cu ăsta 5-ul. 5-ul și cu 1? 6. 6, mă! 6. 6. Da? Acasă te joci așa cu degetele și o să vezi că înveți, mă. Dar dacă nu faci cu degetele, nu o să poți face. Deci, data viitoare, când ne mai întâlnim, trebuie să faci toate socotele până la 10, da? Și eu te ajut pe tine, o să mai vii din nou la lecțiile mele. Mâine facem din nou, dar cu o singură condiție. Pui mâna și înveți în toată perioada asta, da? Azi ai de pâine ca astăzi? Ai bani de pâine? Nu ai bani de pâine. Câți frățiori sunteți voi? 5. 5 frățiori. Cea mai mare? Andreea, câți ani are? În clasă? 14. Și în ce clasă este? A? A 8-a. În clasa 8-a.
Și cea mai mică? În clasa întâia. În clasa întâia? Cum o cheamă? Nicoleta. Nicoleta în clasa întâia. Părinții voștri? Unde Anisa, sunt? Anisa, nu, numai tata. Da, mama? Murit. Mama a murit. Când a murit mama ta? De mult? Tu în ce clasă era când mama ta a murit? În grupa mică. În grupa mică? Deci, dacă acum ești în clasa a patra, înseamnă că a murit când erai tu în grupa mică. Acum 4 ani a murit mama ta. Și sora ta care intră la școală, câți ani avea, știi? Era mică, mică? Andreea. Andreea, da. Mai mare. Era mai mare? Putea să meargă în picioare? Da? Dar tu totuși nu era la școală acum, când a murit ea, nu era la școală, era la grădiniță, erai? Unde era, la grădiniță sau la școală? Nu mai ți amintești, ia vezi, nu-ți mai amintești, da? Așa, am înțeles. Acum, eu îți dau un bănuț să duci să iei pâinică, da? Deci nu iei altceva. Sau ce ai luat ieri când ți-a dat bănuțul? Ce ai luat de mâncare? Pâine. Da? Tot așa să vă ieși acum. Mergi și ia bănuțul așa și te duci sub papi, da? Mâncați. Nu e altceva, să cumva să iei țigări sau știu ce, da? Bine. Da. Mergeți amândoi, da? Vă duciți, ușor, du-te, păi și vezi treaba. Nu mai veniți astăzi. Dragilor, așa asta este realitatea României. Astea sunt probleme fantastic de grave. Nu pot să fiu marcat când întâlnește așa ceva. Și credeți-mă că chiar nu am puterea să mai continui. Sunt drame, multe drame. Ce-or fi făcând acești 4 copii, 5 copii care spun că sunt, un cea mai mare clasă, 8-a și celălalt. Deci el nu știe absolut nimic, nu știe cât, de când ani au murit mama lui. Era la grădiniță, era la grupa mare, era la școală, nu știe. Numai știe că trăiește într-o suferință imensă. Încerc să mă mobilizez. Încerc să mai lucrez câte ceva pentru cei foarte mulți. O să spun... Poate acest film va merge și la sufletele celor care au posibilitate. Și mai ales la sufletele celor care decid. Sunt, eu nu spun că toată, marea masă este la nivelul acesta. Dar dramatic este că am găsit și copii, o fetiță în clasa a șasea, din Buricul Constanței, care era aproape la același nivel cu băiețelul ăsta. Era în clasa a șasea și că, cu posibilități materiale imense, imense, incomparabile, și ca nivel de cunoștințe, cam la nivelul ăsta. Notele? 9 și 10. Domnule ministru, dacă nu veți încerca să aplicați un pic spre interiorul clasei, să înțelegeți că trebuie văzut acolo ce se întâmplă, nu, reforma este apă de ploaie. Nici vorbi de reformă, doar că ați constatat că este grav, ați constatat pe jumătate adevărul, dar acum trebuie făcut. Ce să mai vorbim? Nu, nici mai vorbesc pentru că sunt un pic, sunt chiar mai mult decât un pic nebusolat, așa, de tot ce în jurul nostru. Nu există așa mai mare dezinteres în altă parte. Dacă școala e luat-o, spuneam și altă dată unui popor, e luat tot. Tot.
el trebuie să trăiască și el. Acest copil va ajunge mâine un adult, el nu va ști nici măcar că există școală, că a parcurs o școală, doar știe că este în rând cu cei din clasa a patra, că se află acolo. Însă școala nu n-a lăsat nicio urmă peste el. El cumva, mâine adult, mâine, trebuie să încerce să supraviețuiască. Cei care au posibilități materiale sunt suficienți de mulți în situația asta. Cei care nu au posibilități materiale sunt suficienți, deci aceștia sunt în situația asta. Și atunci, noi cu cine defilăm? Noi, ca popor, ce avem de gând? În curând, televiziunile și toate astea o să tacă în legătură cu învățământul și se va relua ciclu același, cu o singură observație că profesorii doar au fost un pic zdruncinați pe moment, ca și rezultat, dar spun așa, păi da, ce să fac cu noi, mă? Doar nu o să ne dea pe toți afară. Cu cine să facă? Alții din exterior nu pot aduce. Și așa nu pot acoperi locurile și așa. Deci care e problema? Tot cu noi. Da, tot cu ei facem, dar facem următorul lucru, domnul ministru. Haideți să vedem ce se întâmplă dincolo, de ușa închisă, ca să-i și... Da, merg până acolo să-i și motivăm, îi stimulăm pe cei care muncesc, care se apucă de treabă. Aceia să ducă două clase, trei clase, șapte clase, nu știu câte clase, să ducă la maxim. Și cei care nu vor să facă, să facă altceva. Nu-i problemă, dar în sistem nu mai au ce căuta. Deci găsim niște soluții. Iată, videomanualul poate să fie o soluție. În sfârșit. Mă spunea, citeam un mesaj, cum că, iată, vă, fracții periodice mixte, simple, și el nu știe adunarea în clasa a patra, operația. Deci adunarea scădea până în 10. Asta este. Deci nu știe nimic de ce. Și să, el stă la clasă, trist. Ați văzut că a fost și foarte tare jenă să ajungă aici la mine, pentru că el știa un loc, că nu știe nimic. El s-a întâmplat tot așa de asta la gard, el nu l-a mai chemat, de fapt în film se vede când mă adresez și spun că ce caut aici. La gard mi-a dat așa un bănuț și el, și-a luat pânică, și el a venit acum la camere cu toată rușinea, cu toată jena, cu toate că el știa că nu știe nimic, a acceptat în mod sigur pentru ca să îi dau un bănuț să se iau pânică. Da. Asta este. Aceasta e realitatea școlii românești. Dragilor, sper să mă mobilizez, dar nu am seama, am sentimentul acesta că am participat la un lucru la care nu mi-aș fi dorit eu. Dacă știam că s-au chiar în situația asta așa de grea, nici nu-l invitam, pentru că chiar îmi doream să păstrez un tonus cât de cât la lecții. Ieri am făcut, să mai facem încă unul, poate mai revin, deci 0,26 să facem. 0,12 în perioadă, înmulțit cu 4 întregi și o șesime, plus 0,6 înmulțit cu un întreg și două treimi, un întreg și două treimi, minus 2,5 din paranteza, tot în paranteză dreaptă, plus 0,1 în perioadă. Ei, dragilor, haideți să vedem acum
cum ne descurcăm. Deci care ar fi ideea? Ideea ar fi să... Văd aici avem număr periodic mixt, nu simplu. Acest număr se mulțește cu toată paranteza, trebuie să calculăm să vedem la ce ajungem. Și la care adunăm pe 0,1. După ce facem mulțirea, dăm un răspuns și adunăm cu 0,1 în perioadă. Haideți să începem. Deci vine 12 supra atâția de al din 9, 2 de 9. Nu pune nici în 0, că după virgulă nu urmează un grup de cifre, o cifră sau un grup de cifre care să fie pentru partea neperiodică. Ar trebui să o scad pe partea neperiodică, n-am ce scădea deocamdată. Înmulțit cu 4, 6, 24, 24 și cu 1, 25 supra 6 plus 0,66 pe 10, 6 pe 10, care înseamnă 3 pe 5, da? 6 pe 10, 3 pe 5, dacă amplificăm cu 2, fac 6 pe 10, înmulțit cu 1 ori 3, 3 cu 2, 5 pe 3, am introdus întregul în fracții, minus 25 pe 10, simplificăm pe 5 și face 5 pe 2. Dacă pe 5 nu împarți la 2, fac 2 și jumătate. Corect. Plus 1 pe 9, 1 pe 9, că e singură cifră, egal mai departe cu... Ia să vedem că vine 12 cu 99, simplificăm printr-un 3, 4 pe 33, înmulțit cu 25 pe 6, nu adunăm 25 pe 6 cu 3 pe 5, pentru că, dragilor, întâi trebuie să mulțim pe 3 pe 5 cu ce urmează de aici. Și pe urmă să adunăm. Deci 25 pe 6 plus 3 pe 5 ori 10 minus 15, 10 minus 15, face minus 5, sunt așa de debusolat, nu pot aduna deloc. Minus 5 supra 6 și mulțit cu minus 5 pe 6 și totul într-o paranteză plus 1 pe 9 egal cu 4 pe 33. O paranteză, să zicem rotundă, 6 și cu 3 se simplifică, 5 cu 5 se simplifică, rămâne un 2 aici. Și atunci vine 25 pe 6, plus cu minus la mulțime minus, 1 supra 2, plus 1 pe 9. Și egal cu 4 pe 33, înmulțit cu, de aici, dacă aduc la aceeași metodă, trebuie să aduc obligatoriu, 3, 25 scăzut 3, face cât? Face 22. Deci înmulțit cu 22 supra 6 plus 1 pe 9. Înainte de a mulți, face simplificările. Deci 2, 3. În ce sens? Că dacă aș mulți, ar trebui să fac fracția aceea, să o fac ireductibil, adică să fac simplificări numărător-numitor. Și atunci fac simplificări înainte de a face operație mulțire. 22 cu 33 prin 11 și face 3. Și aici 2. 2 ori 2, 4. Iar mă întorc la copilul ăsta. Ce cred eu că s-a întâmplat lui? Datorită gravilor probleme din familie, suferința aceea cu pierderea mamei, cu totul în sfârșit, el, când s-a dus la școală, nu a avut cine să-l ajute, să pregătească și el să-și facă lecțiile. El s-a dus așa ca să fie în rândul copiii, să nu facă absențe. N-a înțeles nimic, dar învățătoarea, ce grav este că nu s-a plecat un pic așa supra lui. Ați văzut când cu degetele acum i-am arătat, el a avut așa o tresărire de bucurie pe chip. Și când l-am felicitat și a zis, bă, că poți, nu știu ce, n-a fost încurajat. El, lui s-a spus, stai jos că ești prost. Grav, foarte grav. Și acum lui s-a inoculat în minte faptul că nu poate. El nu poate. Și când îi spui de școală, de matematică, el știe că nu poate. Nu știe.
la, n-a înțeles niciodată nimic și nimic nu știe. Acum, când am spus că cu degetele are o șansă, să vedem ce se va întâmpla. Dacă mâine va mai veni, încerc să-l văd dacă... Nu, a făcut niciun progres. Nu credeți acum acasă el să duce și să apucă să, cu degetele scrie pe caiet 7-3. Nu, el trebuie ajutat. El trebuie ajutat foarte tare. Ei, astfel de copii, eu sunt convins că în clasa lui nu e numai el în situația asta, ci foarte mulți sunt. Dacă am șansă să pot aduna toți copiii din clasa asta, să vedem, să facem un film cu clasa a patra și să vedem unde sunt, la ce nivel se află copiii aceștia, vă spun, ar fi fascinant. Că extrapolând putem să spunem procentajul, proporția copiilor. Ce trebuie făcut cu acești copii? Păi de la întâia, domnule, ce să faci pentru a patra? Că tu trebuie să faci la întâia, să recuperezi, să vezi ce faci. Deci aș indica un program de pregătire după posibilitățile fiecăruia. Că dacă nu se coboară acolo și marea masă se află acolo, păi atunci ei de la întâia, cu cifrele, 7 linii, nu știi ce înseamnă 7, mulțimea elementelor, 7 degete, abia ușor, când am spus 5, mă, la o mână, mă. El când spunea 5+2, începea 1+2+3, l-am văzut cu degetele, 4+5+6+7. Dar ca să ajungă la 5+2, trebuia să întâi să vadă cât înseamnă 5. El n-avea reperul că 5 înseamnă așa de... Și totdeauna 5 degete sunt la o mână. Deci asta n-avea nici atât. E grav. Zice calcul. 2x2, 4, supra 3x3, 9. 4 pe 9. Plus 1 pe 9. Se face 41, 5 pe 9. Ați înțeles de ce foarte multe ori mi se întâmplă să greșesc și eu la calcule? Pentru că sunt, mă surprinde, mintea îmi fuge la astfel de situații foarte multe pe care le întâlnesc așa și îmi dau seama că nu întâmplător m-am revoltat și am ajuns până la nivelul acesta. Când îi spuneam colegilor mei, pentru că cei care veneau în clasa a noua, eu aveam întâi contact cu ăștia de noua. Întâlneam foarte multe cazuri de ăștia. Dar veneau cu media 8 sau 9 și eu eram blocat. Cum se poate, dacă tu nu știi nimic, nici nu știi că există matematică, nici nu operați până în 10, nu știi, adunai scăderi? Ce am la mulții să nu ne întreb? Ei, la astfel de situații, sesizând așa ceva, revolta a fost foarte mare, pentru că vedeam cum colegii mei și ei aveau copii în genul ăsta. Da, dar nu se dădeau clasele alese, nu știu cum să vă spun, special pentru mine. Dar ei acum valorificau și începea cu obișnița. Vrei să treci clasa? 2-3 niște note puse, vineau părinții bieții de la ei de la țară, își rup de la gură, deci nu au ce să le pur. Iată, tatăl acestui copil, mâine, când ajunge, am zis că fica lui, sora lui, asta cea mai mare, băiețelui, în clasa 8-a. Mâine se ducă și undeva la o școală în clasa 9-a. Păi când se duce în clasa 9-a, ea nu știe probabil tot atât cât știe și băiețelul, atât ca și informații. Și acolo este pus în situația, dacă nu îi dai ceva, profesor, nu ți-l treci. El pe drept nu te treci. Și atunci, ei care n-au ce pune pe masă, sunt nevoiți să-și rupă și felia aceea de pâine care o aveau pe masă de pus, nu mai mănâncă, toată familia, ca să-i dea ei și să duc la profesor. Asta e drama mare. Pentru că nu-i interesează pe el că s-a aflat așa într-o situație. El are o singură chestie. Bă, nu-mi dai, nu treci. Aveam profesorul de fizică la liceul acela, la PT3, unde am fost. Deci trimitea, păi era din an mai mare, cu lista, de la anul așa la 10-a, cu lista și cu notele care ar trebui la încheierea mediilor, Sârbu se numește profesorul, și cu lista, iar el citea elevul respectiv, ți-i trebuie un 7, 1.000.000, ți-i trebuie un 8, 1.200.000 sau știu eu cât spuneau acolo, cât aveau ei grila.